drumarii Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța au depus eforturi semnificative toată noaptea pentru ca joi circulația pe anumite porțiuni să poată fi reluată. De exemplu, la ora 8 a fost redeschisă circulația pe DN22C Cernavodă-Murfatlar și jumătate de oră mai târziu pe DN2A Hârșova-Mihail Cogălnicianu. La ora 9, Compania Națională de Drumuri a anunțat reluarea traficului pe DN38 Agigea-Negru-Vodă. Treptat, mașinile au putut merge și pe DN3 și DN22, care leagă Lumina de Tulcea. În jurul prânzului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a anunțat că toate drumurile naționale din județul Constanța au fost deschise, însă se circulă în condiții de iarnă. În județul Tulcea, la ora 13, 4 tronsoane de drumuri naționale și 9 drumuri județene erau încă închise din cauza viscolului și a vizibilității reduse. Și pe autostrada Soarelui s-a circulat în condiții de iarnă. Tot din cauza viscolului, 10 de localități din Constanța și Tulcea au rămas fără energie electrică. Între timp, toate avariile au fost remediate, iar oamenii au avut din nou curent în case. În cele aproape 48 de ore, peste 60 de utilaje au acționat pe toate drumurile pentru a îndepărta zăpada depusă pe carosabil.